Action. Bună ziua! Bună ziua! Am venit cu instrumentul, facem și placenta. Uite-te! Deci, așa nu merge. Trebuie apăsat aici. Am tăiat ieri cu el, merge bine. O vrut să taie pomul din curte cu el. O avut chef să taie. Da. Ce să fac, să mă duc prima dată acolo, să mă joc? Să... Du-te pe acolo și după aia, când e gata plăcinta, atunci merem dincolo. Și ia ca așa. Aici e cablul de încărcare. Da. Și să pun ea la priză. Uite, ăsta se scoate, apasă aici se scoate, asta e bateria. Se încarcă, se poate încărcare acum. Acum e încărcată la maxim. Ce e, Roman? Ulei. Ulei, da, are și ulei. De aha, se bunge, mă, da. Să pune aici și să facă priză. Dar acum ai suficientă baterie. Uite, trebuie să arăt. Unde e tu? A pus aici, uite, vezi, sunt trei linii. E la maxim încărcată. Când am terminat coridorul, mă duc și tai ce trebuie. Stai, nu, acasă. O încercat-o, da. Da. Nu ți-am spus, o fost să taie pumnul. Se deschide aici și aici se reglează și se schimbă lanțul. Lanțul. Un lanț din ăsta e 40 de lei, nu e scump, dar se mai poate ascuți. Da, a fost acolo o pilă din aia, n-am luat. Eu n-am văzut-o, eu am văzut-o. Că m-am uitat după ea. Eu am văzut, acolo jos a fost. Nu, no, lasă, că o să o luăm. Ce? Mami! Poate să... Ia tău? Astea? Și ce faci cu ea? Unde merg cu ea? Doamne, aici, mami... Numai așa că dau un cui sau un beton, atunci da? Suntem atenți, doctor. Unde este cui, unde este? Natalia! Punem că doar nouă atâta. Pune-o apoi să pun asta. Îi place cutia asta. Îi place cutia. Păi ia, că o gândiști, ești jos cu ea. Hai să pun înapoi. Pune acolo. Ce nu mai tușești? Da. O zis că până acum nu tuși, dar când i-au văzut pe noi, a început să tușească. Da. Eu pe sucul din alea, dar nici că bă-l gândește nu-i. Ale pe seara m-am spălat la cap și repede, că nu, mi-a spus, veni să mă bag în cabină. Așa. Câte sunt acolo și... A făcut totul în casă, domnie. Dar ce ai făcut cu coada lui? Da, am făcut. Ioi. Uite ce ochiare. Da. Săracu, Cip. Ce ochiare. Păi da, numai stai un pic. Deci ce ai pus aici? Aici prânza dulce, am pus... coajă de lămâie și de la o puțin lămâie. De sare și o să punem și zahăr. Ok. Și asta după ce este salvatul, gata. Ok, prepară. Am uitat. Ce ai uitat? Eu mă zis să iau brânzetele mea. Mă, o amestecam cu asta, era ceva. Nu, ne descurcăm cu asta, n-am ce să fac. Am uitat. Cu mac și nici mere n-am, n-am două mere acolo. Mă descurcam cumva, m-am gândit. Să iau mere. Aici, la profi, nu? Da. La profi. Dar este ceva telemea și la, și la ei acolo. Este, nu știu, la cât. Nu, nu are nici rodica, nu are telemea, nu are. N-are, n-are da. Să mă duc să văd dacă este telemea. La profi? Dacă este văzut telemea. Da, și dacă nu are telemea. Stai să-ți dau bani de aceea. Deci s-a echipat mie, apă, tu. Florin. Când am avut... Ce? De care da, apă? Mere, uite, vezi ce fain mere. Am făcut eu cum e scrupă. Aha, pe era arhitei. Da, așa e? Ok, și am avut idee bună cu... Ei mere și... Și da, telemea sau și mere? Da, uite, vezi ce frumos arată. Și mere și telemea. Numai... Trebuie și acolo geamurile schimbate, știi? Compoziția. Să le schimbă. Le compoziție. Da, ăsta a fost afară. Nu, ăsta e nou. Ăsta l-am cumpărat, nou. L-am cumpărat nou. E acolo, în atelier. Fier vechi.
Mi-e milă să-l dau la ferdecă, l-a copt așa de fain, o copt, mă, o fost vechi, o fost de... O fost, dar dacă ai multe și ăsta, dă-le la ferdecă. Ăla îl ținem, nu, ăla îl ținem de rezervă, dacă cumva se defectează ăsta, numai bun e ălalalt, știi? Cât a fost ăsta? A fost cum? Cât am dat pe el? Cred că 4... 300 și ceva. Da, 300. Da. Da, dar e bun, știi ce fain face. Deci ai pus drojdie. Am pus drojdia. Cam câtă drojdie? O lingură de sare, o lingură de zahăr și sare, o linguriță. Și drojdie cât ai pus? Cam... Drojdie am pus că mi-a fost cam vechi, aproape o jumătate de pachetel din ala. Micuț de 50, da, da, da. Nu? Ok, de 50 de grame. Ce face? Plăcintă. Cu brânză. Și cu mere, nu? Mac, o să vezi. Cu mac? Faci și cu mac? Fac și macul ăla, ce vrei să, până când să-l ține. Yeah. Yeah. Mac, mere, super. Da, da. Ce să fac? Da, da. A ieșit. Aici, a ieșit fain, a ieșit super. Dacă știam că e lemnul ăsta, dădeam cu din ăsta. Cu ce? Ăla nu mânca mult. Baiz și cu lac. A, da, ăsta. Nu, da, lasă că e frumos. Arăta lucios. Păi și așa arată lucios, nu vezi? Arată, da, lucios. Da. Și arată, deci albul deschide un pic, înțelegi? E mai fain așa, ascultă-mă, eu știu ce am vrut să fac. Chiar știu. Arată foarte bine. Acum trebuie să așteptăm până ce se ridică un pic, nu? Ba, s-a ridicat, dar l-am amestecat eu. O să le și îl lăsăm cam vreo... Păi este cât de oră, cred că doară, doară e de ajuns și atunci începem și facem. Deci o tesc umplutura până atunci, macul este, la aia îmi trebuiește ouă, pun gălbenușurile acolo cu zahărul, amestec așa bine și albușurile bate în spumă. Și tocmai atunci când e aproape gata, știi, este cum a luat-o întins, atunci se pune imediat, se pune, dar trebuie să avem totodată și cuptorul încins, știi? Ca să meargă odată cu albușul. Și atunci el cu albușul crește și nu se mai presează în jos brânza. Bravo. Și mai pun aici o lingură, două de ulei. Asta e pentru ca să mențină moale. A luat-o întotdeauna, eu așa pun, că așa am învățat de la soacră mea. Eu un pic de ulei la orice aluat îl menține moale. Și a doua zi și a treia zi poți să mănânci moale. O lingură, două, că da, parcă o arăt, o văd pe soacră mea că zicea, atât e ca ulei să pui, atât. Măsuri și atât e ca ulei să pui și atunci și e morcuț că eu tot așa ziceam, zic, maică, dar cum faci? Că zic, uite, la dumneata e întotdeauna ai moale așa cu foș, la mine nu, cum? Și atunci mi-a zis de asta și eu am ținut cont și țin cont la orice. Tomi, ce să facem? Asta este. Mai învățăm. Am învățat cât am învățat, dar nu știu ce mai am învățat de aici. Da. Așa e. Cât trăim, învățăm. Da. Asta e. Și am făcut o supă de cararab. Cararab. De? Ei mă înțelegă de aici cine, ce este cararabul. Dar într-altă parte nu mă înțeleg. Biguli. Aha, că, acum am o picat. No, în Austria se zice kohlrabi. Kohlrabi? Da, kohlrabi se zice. Nu, no, aici... Kohlrabi. Așa, așa. Kohlrabi se zice la kohlrabi. Românești, eu așa știu, că guri se zice. Da. Nu. No. Ca să înțeleagă toată lumea cum ce este și cum ce denumire este. No. Aici au mers cam
o jumătate de kilogram de apă. Eu am pus și lapte, un pic, dar foarte puțin, pentru că făcând cu lapte, numai cu lapte, nu se întinde bine aluatul. Nu se întinde și nu poți să-l întinzi. Cum îl întinzi, așa își revine la loc. Așa este, dacă pui cu lapte. Laptele și ouă e elastic. Da, și am uitat să spun că făina am frământat-o, adică am pus cam două linguri de unsoare la 3 sferturi de kilogram de făină. Și am frământat-o. Și uitați cum este. Deci, unsoarea este aici. Untura. Aici este. În făină. Eu așa fac și la... Și despite când fac. Făina puțin cu unsoarea și vine mai fragetă, vine mai... Așa întinzi ea. Cum este. Eu, e adevărat că nu știe lumea și nu face așa, dar eu când am luat odată plăcintă întinsă, asta nu o să fie plăcintă întinsă, o să fie, nu, o plăcintă așa cu aluat, așa. Cu aluat dospit. Dospit. Atât de tare era aluatul, adică foaia, o mestecai așa, ca un cauciuc. Nu știe, dacă punea un pic de... Un soare era altfel. Ce moale, băi. Eu tot am așteptat aceea, eu... Da. Mă zic că ăștia cine știe când vine. Eu mă obosesc pe seară și atunci nu mai sunt în stare de nimic dacă tot așa stau. Eu dam și eu socotelele mele și... Normal. Noi am fost gata. Deci eu cu Natalia am fost gata. Nu știu ce mai trebuia de făcut acolo. Da. Și noi am așteptat. Natalia, am mai mâncat un pic. Da, supă de gulii o să vreau mai încolo să mănânc. Și găloșul mi-a ieșit foarte bun, e. Da? Borcuțe așa mi-a ieșit. Am primit ieri de la Dorina, de la prietena asta mea. I-am luat și ei niște cașcaval și au venit aceea și ea nu vine niciodată cu mâna goală. Ei, am să povestesc odată ce am pățit cu ea. Ioi, aia am soțiu minte până ce-am pățit cu ea. Ea când merge, întotdeauna mă întreabă, că ce întrebă din oraș. Și ca să mei. Și atunci, ea, odată s-o duc și uita să vină să mă întrebe. Și au plecat în oraș, au plecat în oraș. Nu, din ce zic, cu bărbatul cu mașină. Și mă trezesc un telefon. Mă, ce telefon? Eu, de fapt, o sun pe fix de aceea de acasă. Și nu, eram gata nici să nu răspund, că am zis că sunt ăștia cu cumpărăturile lor și cu vânzările lor. Și răspund. Mă... Cornelia, să știi că am găsit ceva ceafă faină. Păi, așa e de faină, așa, am întrebat că nu atunci au primit-o și nu. Ceafă. Zice, eu știu că străbă și ție. Și eu am luat una mare și groasă și e faină și se vezi tu cât e de bun. Eu am înțeles ceapă. Și fii, mă, dar zic, tu
te-ai interesat cum a fost aia crescută. Ce fel de ceapă? Ea nu mă înțelegea, eu nu o înțelegeam. Eu? Ce fel de ceapă ai aia? E, ai să vezi tu cât e de bune. Nu. Și cât nu? Ai zis să-ți cumpere? Ce să-mi cumpere? Sunt aia din bucata aceea. Ce-o luat ea. Nu, mai merge un... Bine, mă, să văd ce ai luat, știu. Ce fel de ceapă e așa mare și lungă și nu știu ce. Nu să vedem. E, ai să vezi tu cât e de bună și nu știu ce. Mă, bine. Așteptam acasă, zi, mă, să vină. Când mă trezesc iarăși cu un telefon. Zice, hai că, zice, am oprit aceea, că, zice, nu știu ce bâzi la motor acolo și ghiță, zice, vrea să vadă că ce este. Zice, tu, zice, pregătește fundul și, zice, vezi, ați putut-vă un cuțit din ala să nu mă chinuiesc cu el. Când am mai auzit-o și pe asta? Doamne, mă, fata, dar zic, ce a mai luat tu ca să pregătești fundul? Și fundul de tăiat, de tocat. Și cuțitul să-l ascut și ascute cuțitul bine să nu mai chinuiesc cu el. Hai de mine, Doamne, băi. Și hai că zice, ajungem imediat, zice, să vedem ce face la mașină și ajungem imediat. Mă, n-am zis și n-am înalt, eu l-am înțeles-o pe ea, ea nu m-a înțeles pe mine. Când au venit acasă, na, gata. Zic, ia ca fundul e aceea, cuțitul e aceea. Când văd că scoate de tăi... Carnea de ceafă. Am zis, Doamne, Dorina, dacă ai ști tu ce am înțeles. Păi ce, cum nu mai înțeles? Cum e că așa vorbește ea? Cum nu mai înțeles? Eu nu știu cum te-am înțeles, am înțeles ceapă. Ce fel de ceapă, zic, ai luat-o, zic, așa mare și ascuțită și nu știu ce. Și lungă și mare. Atunci, nu, o tăiat ea, cât o tăiat acolo și a plecat. Și a văzut, așa s-o face, o face așa înăbușită, zice, că așa o fac și eu. Zice, bine, mă, o fac înăbușită. Și așa, bă, chestia ta, atâta mamă, zic, mă, cum din am înțeles-o eu? Ea nu m-a înțeles pe mine, eu n-am înțeles-o pe ea. Nu, păi așa se mai întâmplă, ce să faci? Deci când venim noi tușește, când nu mai suntem noi nu mai tușește. Dar nu știu de ce. Da, așa se întâmplă. Ok, deci lăsăm la dospit. Da, un pic. Ok. Doar că a fost cald. S-a ridicat mai repede. Da, dar acum trebuie lăsat. Nu, e mai rece și cam 3 sferturi de oră, o oră, o fiu mai mult, o fiu. Ok, nu, bine, atunci... Încep și mi-o împart și atunci, nu, pregătesc astea. Ah, ok. Deci asta trebuie pregătită, nu? Brânza. Da. Nu, vezi? Uite, le-am băgat în cloc. Dar ieși fain, uite. A ieșit fain? Da. Nu. Ba, ieși fain, curat ori ieșit. Uite ce fain curat ori ieșit. Și să vezi tu zăpânul ăla care ai zis tu că nu, l-am spălat. Și? Dar nu a ieșit pata aceea. Dar oare de ce? Nu a ieșit. Nu, și eu de multe ori. Ce crezi că e prima dată când îl spăl? A trebuit să-l lași la soare să crească, știi? Dar unde să-l pune? Afară bate și vântul și... Nu, atunci lasă-l aici. Nu știu cum întâi ce vreme. I-am zis că îmi tind asta și o așeza și ea. N-ai mai apucat. N-ai mai apucat. Nu, nu pregătești brânza sau mai încolo? E pregătită deja, i-am pus ce-i trebuie, numai când e aproape să-mi tind aluatul, atunci... A, atunci când faci restul. Ouăle, ouăle, ca să-mi fie proaspăt spuma de la ouă. Ok. No, bun, atunci filmezi mai încolo, nu? Mai încolo. Ok. Deci, ce-ai pus aici?
Aici am amestecat cu o brânză de din aia scoacă, cum să zice, okay, dulce, brânză și am dulce. Pus puțină telemea. Okay. Că nu e așa sărată și am pus o țăr ca să îi dea ceva gust, nu? De brânză și, dulce, nu? Da. Și am amestecat, o amestec acum. O brânză acum. Sărată. Și atunci... Ai pus două ouă? Aici, cinci gălbenușuri. Cinci gălbenușuri și albușurile le-ai pus e aici? E și compoziție multă, okay, nu? Care face mai puțin, să pună, doar nu pune la o compoziție mai puțină, să pună cinci ouă. Okay. Fiecare face cum... Nu, dar eu așa am făcut, pentru că... Și acum, și un pic de zahăr am pus. Ok. Nu. Și e ca așa. Am mai răsărat niște coaje de lămâie. Păia. Și acum când... Acum am apuc să... Așa cum e aluatul, n-am ce să fac. Mă țiu până de seară cu el ce să fac. Și întind aluatul și facem, o așezăm pe tipsii și o lăsăm așa până se încălzește cuptorul. Dar nu dăm drumul la cuptor până nu e așezată toată pe tăți, pe tipsii. Bun. Da, ci da acolo cu lavabil. Mamă, ce albastru fain. Uite acolo ce fain albastru. Opta să nu se mai deschide, două. Mai deschide. Nu. Doar nu rămâne așa. Acum, de ce te râzi? Mă râd că arată, deci, cum să zic, arată mai frumos că e mai deschis, știi? Uite acolo, vezi? Adică mai închis, scuze. Arată mai frumos că mai închis. Ba, o să vezi. Am crezut că o să fie deschis cum a fost, dar uite că nu. Dar, serios, arată mai bine. Deci arată mai bine așa. Vezi? Să nu rămână chiar așa. Să vă iertă să mai deschidă când se usucă. Da, e, da, 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 poate, poate să mai deschide un pic, da. Ai dreptate. Dar arată frumos, mie îmi place. Prea întunecat, mă, fată. Dacă ar rămâne așa. Eu i-am spus la Daci să mai pună lavabil acolo, ca să se deschidă. Lasă, că poate să mai deschide și eu când mă gândesc, când se usucă, să mai deschide. Să vedem. Mă lasă așa, ce să fac? Am vrut să te chem să vezi și tu culoarea, dar am zis că nu, că e bine așa, că e fix culoarea care e acolo, știi? Dar pe când încolo m-am înșelat și eu, știi? Uite, așa te poți înșela. Da. Oricum le faci prea închis, ori prea deschis. Mie îmi place. Da, dacă arată. Nu, dar nu se poate să rămână așa. Eu să mai deschide când se usucă. Se usucă, să mai deschide. Uite și Natalia lucră. Ce crezi? Bine. Haide, haide să-mi împart aluatul. Ei, aluatul s-a luat. Ok. Vreau să stai aici acum. Ok. Te încurcă scaunul? Mă încurcă aceea. Ok. Tu umblă aceea să umblu. Da. Că te terezu. Exact. Așa. Aici nu. Da, atâta mi-ajunge. Ți-ajunge? Da, mi-ajunge locul ăsta. Asta vine aceea. Să văd, păi, dacă îmi rămâne aluat, dacă îmi rămâne aluat, fac și eu coadă, măcar cu mere. Mie tare mi-mi place cu mere. Eu cred că ți-ajunge din aluatul ăla. Așa. Deci faci cu mac și cu brânză, nu? Cu brânză trebuie să fie mai înainte. Nu. Cu brânză mai mult. Auzi, dar ți-ajunge macul ăla de aici. N-ar trebui să mai faci un pic de mac. De unde? Nu mai ai. Cine? Okay. Eu nu am. Știu că ai avut parcă. Da. Nu mai am uitat cu fost vechea ce de ani de zile. Ah, ok, ok, am înțeles. A fost într-o pungă, da. Am văzut că nimeni nu mai pune mac și nu mai iese cum trebuie, iese vernos. Trebuie să... El are o lege a lui. Trebuie până în februarie să-l seme. Dacă l-ai semănat și-o cântat broasca, tot vermoșează. Da? Da, tot vermoșează. Și eu l-am pus așa, nu am avut ceva loc acolo și zic, hai să pun. Apoi a fost mult vermănos. Mm-hmm. Nu a fost
bluzuria să fie plină. Ok. No. Știu că înainte puneam și noi mac. Mai ții minte? Da, puneam și noi. Orice casă puneam mac. Orice casă. M-a venit o idee că la primăvara, dacă venim aici și facem în grădină, să punem mac. Oare să face dacă punem? Da, se face dacă îl pui până martie, până în februarie. Februarie. În februarie, că el n-are baie la frig. Ok. Să face. Și atunci o să punem și mac în grădină. Chiar vreau să vin să pun. Și un pic de mac. Mamă, ce ochelari frumoși ai. Da. Inimer. Îmi iau ulei. Aha. Nu, bun. Și acum? Iei sucitoriu, nu? Sucitoriu să-mi iau și... Uitați ce fain am făcut dulapul și înăuntru l-am făcut. Dar m-a scăpat, uite, m-a scăpat aici să fac cu alb, dar cred că fac acum. Auzi, lasă-mă în pace cu atât, mă, totul. Una, două, la vă, mă, mult îți place să vă boxănești. Păi nu-mi place, că uite, m-a scăpat, uite, și mânierele astea. Da, ia, bă, și uite, hai, și aici. Văd că ți-o scăpat. Nu, vezi? Și decât să le las așa, mai bine să le fac, știi? Dar nu arată fain, nu. Și ăsta cu care vopseaua care vopse să am vrut să zic să lipește imediat. Eu m-am gândit la țac-pac. Să usucă repede, am vrut să spun. No. Păi, nu. Ce să știu să zic? No. Lasă că mai reușim cumva. Mai reușim. Reușim noi, lasă că reușim cu toate. Și eu mă uit la ăștia cum zicea taică-meu mai de mult, feștelește, adică vopsește cum ar veni, dar dă cu lavabil, subrăvește. Că noi... Noi înainte cumpăram var și dădeam cu var, nu cu lavabil, cum e acum. Da. Dar să știi că varul ăla dădea un miros altfel în casă. Da. Așa-i? Sănătos. Da. Să știi. Varul dădea, cum să zic, un miros și ăla, cum zice bunica mea, era sănătos la plămâni. Că era var din munte, așa-i? Da. Ala au fost altceva. Dar să știi că este la orice că am văzut var. Piatră. Poate că sunt la joia, să știi. Înainte striga. Da, aici, da, aici la pe stradă, da. Pe stradă, striga, dar acum nu mai... Dar este la curte și eu știu că întotdeauna este când e zi de piață. Ah. La orice că am văzut var. Că da. Să vinde var. Dar nu un stins. Din asta piatră. Îl duci acasă, îl bagi în apă și să stinge. Dacă îl știi, n-ai treabă. Îl pui într-o groapă și la stupe așa ar trebui să faci. Da. Eu nu știu dacă ai aici loc. Ar trebui să le adunăm. Așa-i? Dacă să nu mai pot adun. Prea tare, că am tipțiile mici. Eu nu am ca la cuptoare cum a fost. Zahărul îți mai trebuie? Acum imediat nu-mi trebuie. Ok, lasă că îl pun din coaci. Și nici sarea nu ți-o trebuie. Făina ți-o trebuie. Lămâia nu ți-o trebuie. Așa, stai să fac aici curățenie. Eu și curățenie. Așa. Și acum ai loc, așa-i? Nu, ai loc destul, așa-i? Tava să ți-o pregătești și dacă vrei tipsiile de la cuptorul vechi... N-am încercat. Intră. Da. Deci pui grătarul, știi? Și pui tipsia pe ăsta, da. Grătar, și merge, știi? Da. Că ai numai o singură tipsie aici la cuptor, da. Știi? Și între timp cât faci tipsia aia, adică să coacă tipsia aia, poți să o faci pasta la altă, știi? Și când s-o termina tipsia aia de copt, o băgăm pe asta la altă, cum făceam înainte.
Deci bunica mea întotdeauna când venim noi ea tușește. Poate din cauza de la lavabil, de la vopseaua, nu-ți pliește poate, hă? Nu știu. Ceva îi aici. Faci mingiuțe. Bulgări. Unde a luat ăsta? Ce face? N-a trebuit să urca pe scară și șmirgluiește. Și ea. Știe Florin să facă? Cine, de cine se ridică? El, tapițer. Tapițer? Da. Ți-am spus ce am făcut cu el la nunta lui. L-am furat. El. Da, și l-am dus la înghețată. L-am dus la înghețată. Am furat mirele, nu mireasa. Da. Și l-am dus la înghețată. Da, da, ce are? Mireasa s-a dus acasă. S-a dus acasă mireasa. Dar nu, asta au fost înainte să meargă la sală, știi? Nu au fost chiar în timpul cât am ori sărbătorit ei evenimentul, dar o mai trebuie să meargă la biserică. Și o trebuie să stea acasă până la ora aia, știi? Și noi, ei au fost în parc să facă poze și noi chiar atunci i-am prins acolo. Și mireasa s-a dus cu nașii și mirele au venit cu noi. Și l-am dus la înghețată. Da. Așa. Nu cât îți ies, îți ies așa, e? Tata nu iese, cine știe ce? Ba, o să iasă, o să vezi. Mă vezi că este ceva un punct negru aici, nu știu ce e ăla. Nu este. Adorului. Nu. Care mi se pare mai mare, de mai greu. Acum, nu, vezi tu. Deci ai luat siropurile alea, așa e? Și tot degeaba. Deci le-am întins un pic, că trebuie întinse, puțin să crească. Așa, și le-am întins și pe alea alte. Să iau dintr-ale la alte prima dată. Fain, e moale. Așa. Da. Ai găsit bătător? Da, e acolo. Uitați bătătorul vechi. Doamne, câte plăcinte făceam cu bătătorul ăsta. Câte plăcinte și prăjituri. Trebuie să facem așa. Da. Cum să le putem cu brânza și să vezi că e asta cu
grâne mai multe și cu urmă în nou. Ce mai rămâne, dacă mai rămâne voia. Dar mai întâi asta cu grâne, că îi aduce compoziții multe. Aș putea să fac una deasupra, una deasupra, dacă nu are rost. Mhm. Da. Da. Și spuma o adaugi aici în brânză, nu? Da, în brânză. Ok. Mai avem mac de la macul galben. Mi-a mai rămas de data trecută cum am făcut macaroane cu mac. Jumate din compoziție. Nu au rămas mult, foarte puțin. Dar ne ajunge la o coardă din asta, nu? Ne ajunge la o coardă. Da? Nu, că e așa gros cu... Da. Să vedem. Natalia nu știu ce face acolo. Să joacă. Da. Trebuie să fie cuția așezată plină, atunci avem drumul la cuptor. Aha, ok. Și fac în continuare alte lante. Când aia este plină la cuptorului, deci asta ocupată plină, atunci avem drumul la cuptor. Uh-huh. Deci putem folosi și tăvile vechi de la cuptorul ăla vechi, pentru că e grătarul și putem folosi. Are grătar acolo, cu toate că nu, tava e mică, dar se poate folosi grătarul dacă e tava mică. Dar tava asta nu are nevoie, că e de la cuptor, la cuptorul ăsta nou. Cum o ieșit, îl dai pe piață. Da. Da? Da, da. Vrei? Da, 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 da. Cu ludaie. Da. Da, dacă vrei, o să-ți cumpărăm. Nu, vreau, pus, nu vreau. Eu am pus, ce anul trecut am pus, dacă e anul ăsta n-am mai venit. La Ocica. La Ocica am găsit. La Ocica am găsit. Deci la Ocica am găsit acolo, la Piața Obor. Acolo, că sunt multe zarzavaturi acolo și fructe. Da? Da. Da, 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 da. Zarzavaturi și cereale din astea, porumb, grâu. Din ăștia particulare acolo, nu? Particulare. Cred că da, da. Și yes. Ui, de toate acolo, oi, oi. Deci, joi, vineri, sâmbătă, duminică. E plin acolo. Da. Nu am mai găsit acolo. Doamne, cât am umblat. Mm. Cât am umblat. Am acolo la Piața Obor. Este acolo, cum am zis. Da. Apoi, ce să faci? Știu că înainte umblai, oh, așa te duceai. Da, știu.
obicei să bate ușor așa. Deci s-a bătut spuma și acum punem în brânză. Natalia. Ce, Natalia? Unde-i? Ce? Mami. Ce cauți? Ăsta. A, las că mergem în grădină, ok? În grădină? Silvaia. Da. Vedeam toți acasă? Nu știu, vedem noi, ok? Ok. O să vedem, mamă. Nu. Ce cremos iese dacă pui spuma. Foarte cremos. Ar fi fost fain să pui și un pic de zahăr în spumă, ce știi? Cu cablul ăla de telefon? Nu-l tai jos. Tai-l jos. Tai-l jos. Tai-l jos. Tai-l jos. Nu, nu mai care telefon mobil, oricum pentru ce. Tai-l jos, Daci. Tati! Da! Vinci eu! Gata, nu? Ok. Uitați aici ce fain a ieșit. Acum începem să facem, nu? Aici. Să pregătim. Ce faci? Mai pun și usculele astea. Au nevoie de un pic de ulei. Ah. Vezi că am adus uleiul aici. Da, sunt mai bătrâne ca tine sculele astea. Ce plastic la ulei? Uite aici l-am pus ca să ai loc, știi? Ulei, pe floarea soarelui. Uite acum vin la tine. Eu scula mea. Adică? Da, a dispărut. Cine știe ce ai făcut cu ea? Nu. Eu nu. Poate în partea cealaltă, vezi? Nu mai ia. Îi acolo. Stai că te ajut. Deci, uitați aici, scula-l. Lui bunica mea pentru gătit. Grișă, nu dai cu uluiul pe jos. Un pic marginele. În mijlocul ei. Dar ce e acolo? Cred că măr. E acolo, sau? E jumară. Jumară? Da, sigur. Cum ajung jumară acolo? De la un soare, mă. E, ai pus și rulac de un soare. Dar ce soi? Eu las-o, e bună și aia acolo. Nu.
Deci și ăla de un soare. Da? De ce? Ce ți-a cerut? Ce-i coț? Ok. Vezi că dai cu... Toate sunt cu picioare. Aici, în care pui? În asta? Uh-huh. În asta. Trebuie să pui un pic de ulei și foaie de copt, știi? Nu mai pui foaie de copt la aia. Numai ulei. Păi pune de aici, unge cu pana, știi? E, da, chiar. Chiar. Unge cu pana și gata. Uite așa, mama. Îți mai dau și eu idei. Da, pe ce rău? Mai mă pierd și eu, ce vrei. Acum nu mai e cu pană, e cu pensulă. Așa se unge acum, toate. Nu mai e cu pană. Eu nu știu. Ia adu-lea că pană. Asta aici așa o punem mai încolo. Că aici, într-o parte, nu s-o uns. Așa, să ungem, să ungem bine, să nu se lipească. Păi tava nouă și... Dar ai făcut peștele în el și a ieșit super, așa-i? Da, cum? A spălat-o, cum? Da. Lasă așa. Deci iese o plăcintă tare faină. E faină, da. Suntem și mulți. Da. E bună, are. Da? Nu vezi? Are gust. Wow, ce fain e. E și aluatul fain. Aici. Ai loc? Da. Aici intră, cred că vreo 6 bucăți. Cred că intră 6. Ascultă-mă. Să vezi. Da, ai compoziție multă de brânză. Da, e multă. S-ar putea că o să trebuiască să mai faci o tură de aluat. Cred că. Nu mai fac orice ar fi, nu mai fac. Păi macu și merele. Ce crezi că... Între 4-5 bucăți dacă fac mac cu... Brânză. Este... Cu marș, nu știu dacă mi-ajunge cu... Și atunci așa astea s-ar întinde, dar pe unde pun? Că n-am eu tipsie așa să le bag în cuptor, cum făcea maica. Ce are măța aia? A, negruțul. Câtă plăcintă făceam la anul nou, cu bani. Când mânca Tibi la plăcintă, da, undeva mi-ai pus la bani. Eu tot mănânc, dar nu găsesc bani. Ei, puneai bani. Ei, în plăcintă, să găsească bani. Da. Ei. Zic, mâncă și caut acolo că trebuie să fie. Ei, uite, așa putem noi. Să facem plăcintă pentru copii. Cine dorește să facă, poate să facă. Să pună în prăjitură bani și să mânce și să caute.
Da. Făceam cu... Au cu ludaie, mamă. Nu o să fie. Și era o surpriză pentru copii. Era foarte fain. Mai ales de anul nou, de Crăciun. Anul nou, cât bani găsești atâta, ai noroc. Deci cine vrea să le facă o bucurie la copii, v-am dat o idee. Să faceți și voi. Așa. Trebuie să umbli repede cu ea, că dacă să nu mai poți să o întinzi, dacă să prea, dostești, să, da, să prea moaie. Să prea moaie. Este am un film, acum acest care o familie face așa. Cu aluat, întins, întinde așa, mai mare, da. Bineînțeles, care cuptor, mașină. Și le umple cu carne, ceva, carne și condimente, cum le face ei, știu eu. Aveți bărbații cum întinde la aluaturi din alea? Da, și bărbații fac, da. Turcii, da. Turcii știe să facă mâncăruri faine. Pare că vine prea gros. E brânza aia care noi, dulcea aia. Dar mai pune acolo. Cesc. Da. Nu te lasă joacă cu Tommy. Nu vreau să nu vreau să litească. Trei. Da. Nu mai întind așa, că trebuie să întind. Așa frumos întins. Cu sucitoarea poți să întinzi destul de subțiri, ia uite despre mine. Da. Trebuie să pun un pic de... Am
Pictoului. Unde-i mâncare? Ai văzut că vorbești? Da. Angie? Da. Pentru la aia microunde. La vopseaua. Hai să-i dau pensula mică. Asta vă las mai la urmă. Cum acum este două și una cu brânză sărată. Și cu mere nu mai faci? Nu mai fac. Nu mai ajunge al altul, eu nu mai fac alt altul. De aici îți mai intră una? Așa zic. Pala. Hai, muștele astea, mă, nici acum nu-și dispăru. Uite, a venit o albină sau? Ce-i viespe? Viespe. Dar ce cat aici viespele ăsta? Simte mirosul. Cred că... Simte mirosul și... Da. La struguri aceia. A, struguri, da. Deci să bagă ce? Să bagă. Da. Hai, mă, du-te de aici, mă, că nu-i lucrul tău aici. Uite. Unde își bagă nasul? Unde nu-i fierbe oala? No. Du-te, mă, că nu aici e locul tău. Așa, vezi că știi. Hai, că știi tu. Am s-o dus la oțăt. Acolo-i. Acolo nu mai poți tu să ieși afară, că am închis noi. Așa, pune-te acolo. Așa, pune-te acolo, că acolo rămâi. Asta e un Pluto fain. Asta ce să fac cu el? Păi mai cu mine. Păi mai cu mine, am amestecat cu ea ce să fac atâta. E bună. Yummy. Bună. Nu, că mie nu-mi place cu brânză dulce. Mie-mi place cu brânză sărată. Uite că nu a plecat. Mie îmi place cu brânză sărată, eu nu-s cu dulcele. Când am fost gravidă, într-adevăr, m-a trăbit plăcintă cu brânză dulce. Da. Da, eu nu-s cu brânza dulce. Sincer, de când eram mică, nu m-a plăcut. Cu nac, cu nucă, mânc din plăcere, cu mere. Nici cu ludaie nu m-a plăcut. Să știi. Mie ludaia, dovleacul, îmi place să îl mănânc sărat, nu dulce. Da. Deci să-l mănânc așa în mâncare sau să îl fac așa supă cremă, îmi place foarte mult supă cremă de dovleac. Dar așa dulce nu-mi place. În plăcintă. Ia, e prea dulce. Da. Acum. Te-ai făcut deja de albastru. Culoarea mea preferată. Să vede și pantalonii scurți. Pe albaștri. Nu mă vine. Da și la băiatul ăsta să bea ceva. Dă-i ceva suc. Suc este acolo pe masă. Suc de lămâie. Unde? Aici, pe masă, în cameră.
Natalia are treabă cu frâna. Știu, am văzut că le pune la respect. Nu, 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 nu. Pune mâțele la respect. Da, dar și mâțele stă lângă ea, știi cum? Nu fug. Așa face și cu Pepi. Pepi când vede că lipsește Natalia și nu e acasă, o cheamă. Miau, miau. În continuu o cheamă. O strigă. Cu toate că face cu el, Doamne, ce face cu el, ce-l chinuie. Da, așa? Pepi a crescut cu Natalia. Și Ciuciu a crescut cu Natalia. Și o cunoaște, vă dați seama, animalele cunoaște omul. Mama face cu Mac. E destul de sărată, eu zic. De dulce. Dulce, da, da. E dulce, e suficient. Da. E Mac super. Chiar îmi place Mac-ul care l-am primit. Să mai rămâne acolo. Zi. Te dor picioarele? Să mă duc. Hai că mă duc eu. Stai. Tu deja dubii. Aș pui și o leagdouă lui. Eu am terminat Florin Mare. Să fac acum pensula. A, și aici pe coridor mai trebuie făcut, așa-i? Ai uitat. Deci n-ai terminat. Am venit să mânc o bucată de plăcință. Ați dat dumne la cuptor? Încă nu, stai. S-ar putea. Da? Nu, da, ci pune-te. Bagă-l în priză. Uite, acolo-i. Acolo-i... Așa. Și aici e instrumentul. Unde să-l pui în priză? Până se încălzește. Da. Nu mai ai din alea cu mac. Ce? Macarone cu mac. Macarone cu mac mai avem acasă, tu știi? Nu știu. Acum? Lasă că uite face coardă cu mac. Nu poam un pic. Păi este... Ia uite, este acolo. Dă-i drumul. Dă-i drumul, dă-i drumul. Câte minute? Pune, 50? 50, că nu știu cât stă. Dar lasă-l așa, că dacă cumva se oprește, îi mai dăm noi drumul, nu-i problemă. Ce supă e asta? Supă de gulie, da? Colrabi, da? Cu găluște. Atât? Nu-i făcat nimic? E, cu carne, cu caie, mă, e bucăți de carne și acolo. Nu, sus este. E bucăți de carne și acolo. Că dacă mă numai de legume, mă fac legume și nu-mi place. Păi stai că are Claudia, are... Ce mami are mâncare, să știi? Da, are făcută la cuptor, ciolan. Da, ciolan. La cuptor are. L-a dus și aceea supă, l-a dus. Da, și supă de tăiței. Natalia a mâncat supă de tăiței. Uai, ce fain arată asta. Știu că și eu vreau să mânc. A venit toate. Și eu vreau să mânc. Acasă n-am avut timp să mânc. Ce mânc? Eu cu plăcinta mea. Ia că ai dat și plăcinta și mâncat. Mâncă și băiatul. Se cheamă și băiatul. Unde să vă încindeți? Păi stai să pui și tipsia aia și atunci putem să strângem masa, știi? Da. Nu. Că mai ai încă un aluat acolo. Aia o mai fac cu brânză și... Cu brânză? Păi zis că... Pere mea aia. Pere mea o să facem. Cu macul ăsta ce faci? Cu asta facem.
Asta o facem cu mac. Aha, ok. Și aia o fac cu brânză. Ok, ok. Înțeles? Hai. Ok, să nu lași macul meu, că... No. Ce? Face și cu telemea, că... No. Vreau să fac tu cu telemea, că, Doamne, așa se topește în gură. Știu. Știu, nu că știu, și mie îmi place. Telemea și mie îmi place cu brânză sărată. Nu știu cum. Dar gustoasă. Hai să văd. Brânza. Wow. Doamne, foarte bună. Și eu vreau. Dacă eu să-i mai spun la Claudia să mai iasă. E bună? E bună. E super, așa e. Ce faci? Că nu mai ia ca Rodica, nu mai face, făcea ea. Da. Nu mai face pentru că ea este mai rentabil cu laptele. Cu laptele, da. Da, e mai rentabil și face, nu mai face. Uh-huh. Rodica vecina. Da. S-o fi răcit. Cum a fost făcut? Mm. Cine l-a lăsat ușa deschisă? Nu știu, nu știu, nu știu, că... Am uitat de coridor. M-am bucurat că am terminat. Mai aveți și coridorul, da? O să-l faceți și pe ăla. Acolo. Să arate frumos, să punem florile acolo. Când e gata, o să fie fain. Și o să punem perdelele săptămâna viitoare sau acum, seara. Și să o suci și mai aranjăm masa la locul ei și... Da. Perdelele mai are. Hai o să pun săptămâna. Săptămâna viitoare pot să pun. Aia n-am pus atâta, că mi-a fost frică că nu-ți mai ajunge o bucată. Pun-o tătă, așa. Deci da drumul la cuptor. Dacă vrei, poți să pui. Îi da drumul. Sau? Da, da, nu a ajuns în temperatură. Nu? Nu a ajuns. Da. Beculețul. Da, da. Beculețul atunci. La câte grade se trată? Că m-am ajuns la 200. Da? Okay. E bine. E bine la 200. Coace foarte fain. N-are nimica. Dar să știi că macul este aproape întreg. Deci nu-i măcinat cum trebuie, da. Nu e mai scul de care a fost înainte. Normal, nu-i mai. Avea mai ca o mașină de... Măcinat. De ieșea zeamă din mac. Uleiul ăla, da. Da? Ieșea uleiul. Ăsta e aproape întreg. Deci da. Nu-s trebuit cumva, dar nu. Nu e așa. Dar să știi că mai există, mai am văzut la Piața Mică mașină din aia de mac. Acolo cred că mai fie la, nu la Piața Mică, în obor. Acolo în obor trebuie să mai fie. Că, da, că aduce oamenii alea vechi, da, asta e adevărat. Da. Să știi că am văzut. Da. Uh-huh. Am văzut mașini din alea, în obor. S-a mai uscat un pic, așa e de la înveți. Ai zis tu că dacă lăsăm prea mult să se moaie... Da, dar trebuie de repede să umbli da, cu ele, nu da. Așa? Asta și trebuie să fii cont pe care ai făcut-o prima. Când da. Ai făcut-o pe prima, pe aia s-o iei și să le iei pe toate la rând, așa. Mm-hmm. Nu-ți dă ea, iurea. Astea sunt niște... Așa e. Reguli ale rețetarului bucătării. Da. Logici. Avea maica când făcea, avea întotdeauna o scândură, cam de un metru jumate așa. Și le așeza așa, le așeza și când începea să întindă, începea de acolo, da. De unde a pus-o pe prima. Le punea la rând ca să știi care cum sunt, știi? Maica e străbunica mea, care
A, pe dacă copiii au zis maica, și eu i-am zis maica. Da. Și după aia ți-am zis eu ție. Da. Ce-ai zis tu? Ți-am zis eu ție. Vezi, du-te la soacră ta și vezi cum e ciolanul ăla. E în dubă și acum? O fi gata, adică... Cred că deja e gata, că de-a mult pus în dubă. Du-te. Că te smâng și noi o să da. Păi uite, acum păi ești gata cu ăsta, nu mă asta o termin și... Telemia-o și gata. Asta o pun cu telemia. Da. Să văd cum iese, eu cred că se topește toată. Un pic amestecată și cu asta. Ai pus ulei pe tavă. Nu mai trebuie, ok. Nu să mai stai. Hey. Unde e? Asta. Aici ai. Și sfârâmi telemiaua aia? Aia o sfârâm eu. Așa poți să știi cu răzătoare, nu? Da, răzătoare. Rămas și asta așa, că o pun și pe asta aici. Da. Prea. Și ia că așa. S-a terminat treaba. Mă numai să coacă. Da. Ok. Opa. No, bun. Acum... Fratelor, stați liniștite că... Da. Încă mai are... Vă spăr eu, dar... Ajungă la temperatura care trebuie. Da. A, păi s-o... Așa, ok. Ce-i bai? Răză. Uite, acolo e în ăla roșu. Așa. Dar faină răzătoare ai. Soarele mi l-a adus. Oh. Atâta s-a străduit, a zis. Să-ți aduc răzătorul, ei nu e păcut răzătorul ăsta ce-l am, dar eu... Da, știu. Că are găurile astea mai mici, ăla. A, și are Maria să vezi acum. Ai. Și... Auzi o pana Maria. Îi spun la Claudia să mai iei brânzile astea. Da, că e faină. Da, e mucă faină, că e foarte faină. Super, arată fain. Așa, super. Chiar a ajuns. Chiar că e faină brânza asta, mă. Chiar că e bună, e gustoasă. Ce căză gust. Dar îmi place cum, ce gust are. Da. Te să văd de care. Aici am pus ambalajul. A, de la ăștia, de la Hochland. De unde? Hochland. Hochland. Telemea de vacă. Are gust bun. Hai, mă, să mai încălzit ăla. Da, poți să pui o tavă. Pune tava asta, gata, să o închizi becul. Poți să pui... Știi să pui, nu? Te ajut eu? Da. Stai să deschid ușa. Așa. Și pui acolo. Acolo. Un pic mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Opa. Așa, acum. Acolo mai pui. Acolo, da. Nu, e bine. Ascultă. E bine. Așa. Bravo. Să lasă? Nu, să lasă. Ce-o zis? Sărată. E brânză sărată, mamă. Da. Vreau te sună, te rog. Du-te la bunica ta și la Luci să-ți dea, că-ți dă. Ce? Da. La tati. Nu, tati filmează acolo, mama.
Du-te la bunica ta sau la Luci, dar zi la bunica ta să-ți dea telefonul și ți-l dă. Ok? De la mia? Nu, e la bunica ta. Nu. Nu? Nu vrei? Nu. Ok, atunci. Atunci du-te, joacă-te cu țiții. Mami, ăsta mi-au ăsta. E a tău? Da. Ok. Ce ai? Păi, îi ăla. Care taie crengile. O să tăiem, o să mergem și în, în curte, acolo, unde-s găinile. Oh, ce fain o să iasă asta. Mama mea, cu brânză, da. O să iasă fain. Atunci te uveți ăla. Așa. Și acum așteptăm până ce să coacă ăsta din cuptor. L-am pus, să... le fac cu... Acum, paternă cu jos. Mm. Fac pe sus. Pe sus. Așa. Le ungem o leacă. Ulei. Și... lăsăm o leacă. Până să face astea din cuptor. Că uleiul ce să fac cu el, că... Da. Nu-l mai folosesc. Ce e acolo? Da, cu intra pe aia 5 bucăți. Da, aia e mai mare decât asta. Și ține că dintr-un kilogram de făină am făcut. Da? Da. Mm. Ok, pe mai târziu. E, da, că ai stat mult în picioare. Stai și odihnește-te un pic, că acum nu mai ai ce să mai faci. Ok? Strâng aici masa, știi? Aia dacă o iei, iau așa și scut pe afară un pic și o pătură și o pun în iarăși. Deci prima tavă s-a scos din cuptor. Ce bine arată. Chiar arată fain. Mai fac și niște poze și a doua am pus-o la cuptor. Și acum așteptăm. Da, Eu am mâncat supă. Am mâncat supă. Cred că mânc și eu un pic de ciolan de acolo. O lecuță. Asta e cu brânză? Eu nu m-am făcut. Ce mai bine? Mi-ai făcut cum ați? N-am făcut, n-am mai avut. Mere. Dacă n-ai cumpărat mere. Nu, material n-am mai avut. Aha, făină. Nu m-am mai ajuns luatul. Coace fain? Foarte. Dar nu te arde, nu lasă să răcească. Iar că o să mai răci ea atunci. Ea am pus acolo să mai răcesc, ea mai suflat în ea. Nu? Să filmez cum e teată, cum arată înăuntru. Asta e cu brânză? Mm-hmm. Oh, ce frumos. Și ți-a făcut și cu... Eu-i mama. Mie asta-mi place. Polțul. Da, știi ce înseamnă polțul? Nu. Nu știi? Nu. Ce iubește soacra. Da? Nu, no, am știut asta. Ce mâncă colțul, te iubește soacra. Nu, no, nu, no, ți-l dau ție. Că ție ești. <ce? laughs> Nu mă citeai căsărit. Uite și pe... Haide. Nu-i bun? Bun. Nu-i dată. Da, știu. Știu că e bun. Ce fain. Foarte fain.
Dar ce dulce, adică dulce. Nu e foarte dulce, e numai fain. Și-a luat-o? M-am gândit că la macarare când am făcut atunci a fost destul de dulce. E moale și foice. Foarte bine. E cozonacul de la macul de la mine bun, mă scuzați. Da, e bun. Asta e altceva. Aici se simte macul mai intens. Fiindcă foile astea așa de subțiri, dar totuși așa de bune și din asta poți să mergi liniștit o tipsie și nu-ți viață. Foarte faină. Și te apucă și somnul. Pe mine, no. Nu? Nu? De la mare. Foarte faină. Mm-hmm. Nota 20. Foarte bun. Nu mă bucur. Ai reușit? Am reușit așa. Și e gata. Să pun... Cum este cu numai cu brânză? Cu brânză? Dacă puneam, aveam să pun ou și la asta și să fac așa cu spumă, e și așa asta fain. E? La aia care am pus ou și cu spumă, face așa, își revine. Nu rămâne pe loc. Nu știu ce oficiu. Și cu brânză e foarte faină, dar e cu brânză... Cu telemea, e serată, că mi-i place la Angie. Eu sunt mai mult pentru dulce. Dar și serată, că îi place, e foarte bine. Am mâncat. Am pus dacă îmi place, dacă îmi place. Cum a? Cu brânză? Cu brânză. De-aia nu se simte. Tu ai mâncat, Angie? Da, am mâncat. E fain. S-a plăcut? Mhm. E fain. Angie cu brânză serată. Nu, până la urmă, ce să aștea? Uite că mâncă musca, ai văzut? Din zbor a vrut să o prindă. E cocoș ăsta, așa-i? Nu știu. Cocoșul e cocoș? Da. Am văzut eu când m-a ciupilit, da? M-a capsat, cum se zice. Da? Mm-hmm. E frumos. E frumos, da. Da, găinile o să... Nu mai poate ieși? Nu mai este, mai am pus în cărcan. Ca să folii? Nu, unii să fac realizarea la bunică ta. Eu am făcut realizarea mea. No, aceasta a fost realizarea ta, nu? Da. Da, plăcinta cu brânză. De obicei, așa cum știu să o fac, așa o fac. Da. Și, da. E și faină. Am deci avut chiar material cu făină și măcar într-un kilogram de făină, mă. Da. Și niciodată nu reușesc. Cât să fac? Două kilograme să reușesc să fac cu mere. Da. Care mie place și mie. Uh-huh. E fain. Na, no, bun. Haideți, dragi, hai duciți-vă la locul vostru. E. La revedere. Bye, bye. La revedere. Nu pe data bine. Viitoare. Iisuse, dintre toți se aleg mereu.
să aleg.